Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noi spectacole la recitalurile verii de la Onești. Lucrări de regularizare a albiei trotușului în Dofteana. A început aura de Cruce Roșie de la Comănești. Spectacole la recitalurile verii de la Onești. Continuă seria evenimentelor de excepție în Parcul Municipal din Onești cu un nou spectacol. De data aceasta, pe scena special amenajată va urca Taraful Rapsodia Iașului în concert cu Zenobia Olaru, Larisa Georgiana Borselli, Alin Gabriel Scoban și Melu Birtaru. Și spectacolul are loc în Parcul Municipal din Onești, lângă Roată. Cu elicopterul pe galion, pentru prima dată în cei 7 ani la tabăra de Cruce Roșie de la Galion Comănești, a aterizat un elicopter. Și asta nu pentru că ar fi fost vreo urgență, ci în cadrul unui exercițiu pregătit de către organizatori. Reprezentanții bazei 95 aeriană și ai Centrului Militar Județean Bacău s-au alăturat proiectului de tradiție al Crucii Roșii, găzduit de tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre. Aflată la cea de-a 7-a ediție, această inițiativă a avut loc în frumoasa zonă de agrement Galion din Comănești. Scopul acțiunii a fost dublu. Pe de o parte, de a oferi o perspectivă importantă asupra profesiei militare în cadrul Armatei Române și implicit în cadrul forțelor aeriene, pe de altă parte, de a prezenta o gamă diversă de oferte educaționale furnizate de Ministerul Apărării Naționale către cei peste 120 de voluntari prezenți la eveniment. Detalii în minutele următoare. Da, avem o simulare executată de către piloții bazei aeriene 95 Bacău, o simulare de intervenție, de preluare a unei victime dintr-un teatru de război și, de asemenea, preluarea și direcționarea către un spital. A fost o reușită. Pacientul a ajuns în bună stare la destinație. Așa este. După cum se vede, deja pacientul are atâtea rude că nu le putem număra. Sunt membrii Crucii Roșii, de fapt. Sigur că da, sunt membrii Crucii Roșii. Sunt membrii care se ocupă pentru salvarea vieților omenești din anumite situații de dezastru. A fost, este prima dată în cei 7 ani de când, să zicem, își desfășoară activitatea această tabără de Cruce Roșie aici pe Galion la Comănești. Este prima dată când ați reușit să faceți acest gen de exercițiu. Da, este prima dată când noi am mai lucrat cu Armata Română. De data aceasta ne-a permis și vremea și au răspuns prompt colegii noștri din garnizoana Bacău pentru a participa într-o astfel de activitate, o astfel de simulare. Suntem bucuroși că, într-adevăr, în 7 ani de zile e prima dată când putem să aducem o aeronavă aici, pe zona Galion, în orașul Comănești, cu toate că au mai fost astfel de evenimente cu aeronave. Și în împrejurări mai triste. Sigur că și în împrejurări mai triste, când am avut inundațiile aici în zonă. Este o activitate frumoasă. Ne-am dorit foarte mult ca copiii voluntari veniți astăzi aici, din toată țara. Mulți dintre ei nu au avut parte și nu au o bază militară și una chiar aviatică în jurul județelor de unde au venit ei. Și am să le facem o surpriză. Facem o scurtă recapitulare. De unde au venit anul acesta colegii de Cruce Roșie? Anul acesta voluntarii noștri au ales să vină din 19 județe ale țării. Așa, să dau câteva județe. Bineînțeles, Bacău. Suntem veniți cu toți voluntarii din județ. Bacău, din județ. Din Bacău, Onești, Slănii, Moldova, Comănești și Moinești. Avem voluntari veniți din Constanța, avem veniți din Arad, din Hunedoara, din Iași, Vaslui, Botoșani, Neamț, Telorman, Argeș, Prahova, Brașov, București. Toată țara? Da, toată țara aproape. Aproape toată țara. Suntem bucuroși că este o tabără care este căutată. Și din Republica Moldova. Asta urma să spun la sfârșit, că anul acesta ne-am făcut o deosebită plăcere și
o surpriză prin faptul că au acceptat invitația noastră, chiar dacă în Republica Moldova voluntarii de Crucerușii sunt puțin sunt implicați mai îndeaproape în rezolvarea anumitor probleme pe partea de război, bineînțeles, și sunt angrenați majoritatea dintre ei, au făcut-o în așa fel încât 10 voluntari din mai multe filiale din Republica Moldova să poată să ia parte și la tabăra noastră, fiind una mai apropiată, să spunem, de ei. Sunt și alte tabere care se desfășoară organizate de către Crucea Roșie, dar sunt destul de departe. Felicitări pentru organizare, felicitări pentru tot ce ați reușit să faceți și până la urmă mare câștig e la tineri. Așa este. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr a fost o muncă deosebită, importantă pentru ei, că interesul nostru este să avem voluntari din ce în ce mai pregătiți, informațiile pe care le-au primit aici, cursurile, atelierele desfășurate aici să-i ajute să aprofundeze ceea ce deja au, pentru că majoritatea, de fapt toți voluntarii prezenți au cursurile de prim ajutor, au luat parte în activități în care au încercat să ofere prim ajutor, salvarea de vieți umane și de asemenea implicarea în diferite acte medicale. Trebuie să spun faptul că Societatea Națională de Cruce Roșie a fost principalul, să spunem, promotor al acestei tabere și ne bucurăm foarte mult că ne-a sprijinit și pe plan local în cazul de față, iar filiala Bacău prin subfiliala Comănești și în parteneriat cu Primăria Orașului Comănești, care ne-au oferit acest superb loc unde ne desfășurăm deja de 7 ani de zile această tabără, împreună am putut să facem, să realizăm lucruri frumoase care să promoveze, să spunem, primul ajutor, dar mai bine zis, voluntariatul. Participare numeroasă, 100 de voluntari din filiale ale Crucii Roșii din toată țara și 10 voluntari din partea Societății Naționale de Cruce Roșie din Republica Moldova. La deschiderea oficială au fost Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău și președintele subfilialei Comănești de Cruce Roșie, Viorel Miron, primarul orașului Comănești, Gabriel Lupu, subprefectul județului Bacău, colonel Balica Alexandru, inspectoratul pentru situații de urgență Bacău, Marinela Pașcu, psiholog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Bacău, Tudor Gornicioiu, medic militar, baza 95 aeriană, Mirela Lenedr, reprezentant Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, substația Comănești. Au mai fost reprezentanți ai Comitetului Crucii Roșii Bacău, este vorba de Elena Pașcu, Apă Văloaie și Dana Butan, și a echipei Crucii Roșii Bacău, Raluca Diaconu, coordonator programe, și Maria Oprea, coordonator voluntari. Noi și ample lucrări în comuna Dofteana. De data aceasta este vorba de regularizare de albii ale râurilor din zonă. În urma efectelor inundațiilor din ultimii 10 ani, primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, vrea să-i pună la adăpost pe cei care, ori de câte ori trotușul amenința să-și iasă din matcă, aceștia erau cu bagajele la ușă. Detalii în minutele următoare. Deci suntem pe malul în aval de podul care face legătura între Dofteana și satul Cucuieți. Aici, în anul 2005, zona pe care o vedeți dumneavoastră, strada Loziei, a fost afectată cel mai mult de inundațiile care au fost la momentul respectiv. Acest proiect face parte din proiectul mare din 2005, care avea denumirea de regularizare a râului Trotuș și afluenților săi, care făcea parte și râul Dofteana, inclusiv râul Trotuș, care îl vedeți dumneavoastră. Din anul 2008, perioada în care am fost ales de către cetățenii din comuna Dofteana, mi-am propus să pot să fac ceea ce îmi stă în putință, să fac lobby pe lângă cei ce conduc atât județul cât și la Ministerul Mediului, de așa natură să regularizăm râul Trotuș și afluenții săi, adică pe râul Dofteana, în zona spatelui primăriei, pe o lungime de 528 de metri în aval și în amonte, care se va profila pe râul Dofteana și se vor face și gabioane. Același lucru și aici, se va profila pe o lungime de 760 de metri liniar râul Trotuș și gabioane pe partea stângă spre strada Loziei, acolo unde protejăm cetățenii și sănătatea populației și clădirile pe care dumnealor locuiesc în ele. Să facem un scurt istoric, poate unii știu, cei care locuiesc pe stradă știu și doftenenii știu în general, dar în 2005, când au fost inundații, apa era la ei în gospodărie de peste un metru. Sigur că da. Atunci, dacă mi-aducem aminte bine cu toții, dar sunt și documente care pot fi puse la dispoziția oricăror persoane care le solicită, la momentul respectiv, în anul 2005, a fost cea mai inundată zonă aici, care o vedem noi în aval de podul Dofteana și în amonte și în aval. Este adevărat că acolo mai există doar o singură casă care a fost pusă în pericol, așa, iar în satul Larg au fost luate de ape două case, în satul Dofteana încă două. În condițiile astea
situația, s-a încheiat un proces verbal zis atunci de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cei ce conduceau unitatea administrativ-teritorială la acel moment, iar nu s-a demarat niciun fel de proiect pentru regularizarea râului Trotul și afluenților săi până acum, începând cu data de 1 august. Am făcut din 2008 și până acum, au trecut 15 ani, tot felul de demersuri, de fiecare dată aceleași motive, nu sunt sume de bani, nu sunt alocate și uitați că acum visul meu a devenit realitate, să pot să salvez acest cetățen din localitatea noastră și totodată ca pe parcurs apele, indiferent cât ori venit ele de învolburate, să avem aceste ziduri de protecție, să protejăm cetățenii din localitatea noastră. Acum le vedem, lucrurile sunt la început, dar am înțeles că se înalță undeva la, să zicem, o suprafață care să le asigure sau la o înălțime care să le asigure siguranță. Da. După cum vedeți în imagine, vine salteaua, care îi spune salteaua acolo la baza talvegului de gabioane, apoi vine trei rânduri de gabioane, deci peste 3 metri înălțime, după care ele vin betonate și apoi profilarea râului Trotuș, se escavează toate aluviunile din râul Trotuș, se face o planietate a apei, a albiei, iar aluviunile sunt depuse după gabioane, de așa natură să aibă și protecție, atât gabioanele în interior, cât și în exterior. Se va face pe ambele maluri, asta e iar important. Da, se va face pe ambele maluri în aval, deocamdată, pentru faptul că suntem la prima fază, mă refer Dofteana, care se află la prima fază de profilare a râului Trotuș și a afluenților săi, pentru că nu arat cu degetul către nimeni, dar Dofteana, din punct de vedere al regularizării râului Trotuș și amenajării în urma inundațiilor 2005, a fost lăsată de izbeliște de acei care erau în măsură ca să ia măsuri pentru a putea profila. Dar în aval, pe partea cealaltă, vine profilare, vine un fel de faleză aranjată de așa natură, poți să faci plimbări seara pe malul apei, poți să pescuiești cei care sunt în măsură și sunt abilitați pentru așa ceva și va fi un lucru atât frumos cât și protector pentru cetățeni. Deci, cu alte cuvinte, apa nu va, Trotuș nu va mai fi niciodată aici, în zona în care stăm acum și luăm acest interviu, de peste un metru. Doamne ferește, dacă se ajunge ca să depășească apa acest zid, înseamnă că este un pericol pentru întreaga localitate. Dar sperăm să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat în anul 2005, pentru că din anul 2008, de când sunt la conducerea primăriei comunei Dofteana, încă nu am terminat îndepărtarea efectelor acestor inundații care au fost în anul 2005. Inclusiv anul acesta am proiect pentru două poduri, podul care face legătura între Ștefan Vodă și Hădeag, un pod care a fost afectat, distrus de tot, reparat și el se circulă, dar se circulă provizoriu și mai avem un pod aici în satul Cucuieț, care este prea mic, nu se poate circula pe el decât doar numai într-un singur sens, care inclusiv anul acesta, ambele poduri, după cum vă spuneam, prin măsura Angel Salini, vom demara aceste lucrări, să sperăm până la sfârșitul anului, măcar unul dintre ele va fi finalizat. Dar una peste alta, podurile toate care au fost construite, inclusiv pe Valea Codului, inclusiv pe Valea Lărgii, inclusiv podul peste râul Trotuș, toate acestea au fost distruse de inundațiile din 2005 și uitați, suntem în anul 2023 și încă nu am terminat cu regularizarea și cu îndepărtarea acestor efecte ale inundațiilor din anul 2003, 2005, 2010. Pe aici nu se trece. La Bârgărești, pe linia frontului din 1917, a avut loc ceremonialul militar la monumentul ridicat în memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea țării și înfăptuirea Marii Uniri. Pe dealul Coșna, din localitatea Bârgărești, au dus lupte grele între trupele române ajutate de militari ai misiunii franceze și cele ale triplei înțelegeri conduse de Germania. Nu trebuie să treacă niciun an, nici indiferent cât de greu ne-o fi, fără a marca aceste locuri și fără a comemora și a cinsti locurile unde sunt înhumați și a comemora pe toți cei care și-au pierdut viața în războiul prim, 1916-1919. În ce privește activitatea Cultului Eroilor, filiala județului Bacău, vom întreprinde tot ce este necesar pentru a menține monumentele în stare curată, în stare de aspect civilizat, ca să fie și obiective turistice,
în toate localitățile județului Bacău, așa cum le-a lăsat strămoșii noștri. Vorbim de strămoșii noștri că foarte multe din monumente și cimitire sunt construite de Societatea Cultului Eroilor. Se numea atunci Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război. În județul Bacău sunt 12 cimitire și așezăminte construite de societatea noastră. Amintesc aici Mănăstirea Cașin, Onești, Oituz, Poiana Sărată, Târgu Ocna, Poieni, Valea Uzului. Valea Uzului care a fost construit de societatea noastră în octombrie 1926, noiembrie 1927, cimitirul internațional din Comănești, terminat în 1933. Acestora se adaugă nenumărate cenotafe și monumente individuale care ne aduc aminte de luptele și pierderile de vieți din Primul Război Mondial și nu numai. Aceste acțiuni militare pe care și noi le comemorăm se înscriu într-un amplu program de alte acțiuni în această zonă, pentru că în Primul Război Mondial, în zona aceasta în care ne găsim, au fost cele mai îndelungate acțiuni militare de pe teritoriul României și de intensitate maximă. Aici nu putem vorbi numai de anul 1917, ci vorbim de două ofensive germane asupra acestui teritoriu, în poarta Oituzului, în toamna anului 1916, de încă o bătălie, cea de la Cașin, din luna decembrie, la sfârșitul lui decembrie 1916, iar aici a fost în 1917 cea de-a treia bătălie de la Oituz. Practic, aici s-au desfășurat acțiuni militare în cadrul celei de-a treia bătălii de la Oituz din 1917, sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Situația era dramatică, de aceea aici au fost foarte multe pierderi, pentru că la sfârșitul lunii iulie 1917, în ziua de 29, când a fost de fapt punctul culminant al acțiunilor militare, armata română era pe punctul de a pierde acest aliniament pe care ne găsim, inclusiv în orașul Târgu Ocna, ajunsesele patrule militare germane, intrase inamicul pe dealul Măgura, ajunsese inamicul pe toate pantele de est ale dealului Cireșoaia, regimentul 15 infanterie Piatra Neamț, dar avea mulți rezerviști din județul nostru, deja își retrăsese o parte din forțe pe malul stâng al râului Trotuș. Aici dealul Coșna era pierdut, vârful Coșna, apărarea era organizată pe pantele de est, de nord, este de fapt ale acestei înălțimi, iar la Oituz, de asemenea, pătrunsese până aproape în localitatea inamicului. După ziua aceasta, când în sfârșit, cu eforturi supraomenești ale eroilor noștri de pe aceste meleaguri, a fost oprit inamicul și după ziua de 29 au primit, armata a doua a primit întăriri, au acționat aici imediat brigada de cavalerie, brigada 1 cavalerie, pe la Târgu Ocna a intervenit batalionul de vânători de munte, în stânga la dealul Cioșurile și la Sticlărie a acționat brigada 1 Grăniceri, care a avut pierderi foarte mari. Într-o singură zi, dintr-un regiment și un batalion din această brigadă, au murit 1200 de oameni. După intervenția acestor trupe, s-a restabilit apărarea, astfel încât pe ziua de 31 a continuat contraatacul executat cu structurile armatei a doua și vârful Coșna, care până pe 31 era cucerit de inamic, a fost eliberat de trupele noastre. Au participat Brigada 1 Cavalerie, un regiment, regimentul Mehedinți, două batalioane de vânători de munte și alte subunități de infanterie. Am stăpânit trupele române, au stăpânit această înălțime până pe data de 6 august, când din nou au pierdut această cotă, dar nu au cedat întregul aliniament, pentru că, așa cum ați văzut, e plin acest deal, mai ales pe pantele de nord-est,
de tranșee, ai noștri au intrat în aceste tranșee, deși aveau dezavantajul de a fi ca altitudine sub inamic, au reușit să păstreze și au menținut aliniamentul, astfel încât ofensiva grupului Geroc a fost oprită definitiv de acest aliniament. Ansamblul monumental evocă frăția de arme dintre români și francezi. Detalii în minutele următoare. Zut în luptă acum 106 ani pentru idealul de întregire națională, libertate și izbânda comună în Marele Război. În toate timpurile și în toate vremurile, libertatea și dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta au fost scump plătite de toți cetățenii și în primul rând de militari, care se află în prima linie de apărare a țării, față de care au depus jurământul de credință și a statului de care aparțin. Suntem foarte mișcați de omagiul pe care îl aduceți în fiecare an soldaților francezi din misiunea generalului Berthelot, care în vremuri grele pentru armata română, în fața agresiunii trupelor puterilor centrale, au venit să lupte, chiar să moară, pentru patrie, alături de tovarășii romani de luptă. Locotenentul Paul Berge, original din Perpignan, a murit astfel în luptă în fruntea unei trupe de soldați români, frații săi de arme. Ca un ecou al acestei comemorări din România, Delegația Generală a Souvenir Français pentru Pirenei Orientali, prezidată de generalul Gilles Glin, va organiza, în după amiază zilei de 1 noiembrie 2023, la Biserica Ortodoxă Română Santa Maria del Villar din Villelong del Munz, lângă Perpignan, un omagiu adus soldaților români și locotenentul lui Paul Berge, care și-au dat viața în apărarea patriilor. Peș nu se trece a fost deviza armatei române pe tot frontul moldovenesc în 1917, inclusiv pe dealul Coșna. Ceremonialul a continuat cu depunere de coroane la ansamblul monumental Coșna, apoi zona a fost survolată de aeronave ale bazei 95 aeriană din Bacău și ale bazei 90 transport aerian Otopen. Sergiu Petruc. După defilarea structurilor militare prezente, a fost reconstituit un moment de luptă de pe dealul Coșna, realizat de Asociațiile Tradiții Militare și Deutsches Freikorps. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 17 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 33 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească și vineri 18 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.